seara și bine v-am regăsit la monitor. Sunt Diana Brădean, iar pentru început vă invit să vedeți care sunt pe scurt câteva dintre titlurile ediției. Strada Poetului din Arad pare un experiment social. Băimărenii nu au niciun bazin de stat în care să se răcorească. Polițiștii locali din Bihor se gândesc și la mediu. Mai multe direcții silvice din țară sunt controlate de autorități. Strada Poetului din Arad pare un experiment social. Cei care îl derulează urmăresc limita rezistenței psihice a cetățenilor. De ani de zile, strada se prezintă în condiții pe care nu le întâlnești nici în comunele dezvoltate. Soluția autorităților, deschiderea de multiple șantiere care au aruncat în haos viața locuitorilor. Când se va termina infernul, nimeni nu știe. Strada Poetului din Arad se degradează de la o lună la alta. Greu de crezut că acest lucru este posibil în condițiile în care, de ani de zile, standardul acestei artere este mult sub nivelul unui oraș civilizat. Și totuși, ceea ce se întâmplă aici demonstrează că întotdeauna se poate și mai rău. Arădenii au uitat când a fost asfaltată această arteră. Gropile apărute aici au fost permanent plombate, dar calitatea lucrărilor a făcut ca aici carosabilul să semene mai mult cu valurile mării. Pe marginea șoselei, dezastrul este și mai mare. Deși spațiul este generos, n-au fost amenajate locuri de parcare. Șoferii parchează totuși aici, deși vara praful se înalță 10 de metri, iar toamna și iarna noroiul te duce cu gândul la umlaștină. Zidul distrus și neîngrijit al cimitirului Eternitatea completează peisajul apocaliptic. Și ca dezastrul să fie complet, anul acesta au început lucrările, nu cele de remediere a acestei situații, ci altele. Compania de apă sparge asfaltul pentru a înlocui țevile, iar primăria sparge la rândul său asfaltul pentru a amenaja pistele pentru biciclete. Lucrările se desfășoară concomitent, se suprapun și nu de puține ori. Asistăm la scene desprinse din teatrul absurd, în care ce face o echipă de muncitori distruge o alta. Ne puteți spune ce părere aveți despre cum arată această stradă și de felul cum evoluează lucrările de aici, cum se lucrează? Părere foarte rea. A început să a făcut pista de bicicliști și acum au spart-o și au luat canalizarea. Deci nu înțeleg. Nu se știa la început că se face canalizarea? Așa e fiecare zi. Praf, spărturi, comot. De când a început nebunia pe această stradă? Nu mai știu, de vreo lună și probabil două, că a început de dincolo, de după mutenii. Calitatea lucrărilor ce ați observat? Unde s-a terminat? Unde s-a făcut? Cum este? Nu, ca și anul, a rămas vraiște. În aceste condiții, cetățenii se întreabă cât va mai dura acest haos și mai ales când vor putea trăi pe o stradă normală. Iar răspunsul este așteptat în special din partea primăriei. Pe Strada Poetului sunt intervenții derulate de compania de apă în cadrul unui program pe care dânșii l-au cu fonduri europene pe post mediu. Când aceste intervenții se vor finaliza pentru rețelele subterane, vor reface strada așa cum au obligația la starea inițială. Nici compania de apă nu a lămurit foarte clar lucrurile. Ceea ce privește lucrarea menționată, conducta de apă este finalizată în proporție de 80% și se lucrează la aducerea terenului la starea inițială. Lucrările se preconizează a fi finalizate în cel mult 2 luni. Nu se știe exact când va fi terminată lucrarea, deoarece lipsesc niște avize la lucrările de subtraversare a căii ferate. Reprezentanții instituției pot da asigurări însă în ceea ce privește finalizarea șantierului din zona rezidențială a străzii. Municipalitatea a elaborat un nou regulament pentru urmărirea calității acestor lucrări de refacere, de reparații după executarea lucrărilor la rețele edilitare. Este vorba de un regulament mai explicit și mai clar, cu termene mai precise pentru executanții lucrărilor care afectează domeniul public, astfel încât să se reducă la minim neplăcerile cauzate atât pe perioada șantierelor, cât și ulterior pentru a aduce domeniul public la forma inițială. Nu știm când se termină lucrările, dar municipalitatea e cu ochii pe cei care trebuie să repare strada după terminarea lucrărilor.
În aceste condiții, cel mai optimist termen pentru finalizarea lucrărilor, ținând cont și de experiența lucrărilor pe domeniul public în Arad, este toamna acestui an, atât pentru lucrările companiei de apă, cât și pentru cele la pistele pentru biciclete. Însă nici după acest moment nu este foarte clar cum va arăta viitorul acestei străzi. Vestea mai proastă pentru cei care locuiesc în această zonă și pentru cei care o tranzitează este aceea că viitorul străzii Poetului, calitatea carosabilului și a străzii în general, este sub semnul întrebării. Asta deoarece în acest moment Primăria Municipiului Arad nu are niciun proiect de reabilitare completă a acestei străzi. Cu siguranță că și chiar și în cazul în care primăria va monitoriza foarte dur felul în care firmele care lucrează acum aici vor aduce asfaltul la starea inițială, cum spuneam, că chiar dacă se va întâmpla acest lucru, este greu de crezut că această stradă din punct de vedere a carosabilului va fi la niște standarde decente pentru un oraș civilizat după ce a fost spartă și răspartă, dacă putem spune așa, de zeci de ori. În plus de asta, calitatea unei străzi ține nu doar de carosabil, ci și de celelalte utilități. Ori, după cum am văzut, strada Poetului are o mare problemă din punct de vedere a locurilor de parcare, ceea ce nu mai ține de lucrările de readucere la starea inițială pe care trebuie să le execute firmele care spar acum asfaltul. Așadar, deși plătesc impozii de zonă B, locuitorii de pe strada Poetului primesc la schimb, probabil în loc de chitanță la achitarea dărilor către oraș, praf, poluare, noroi, zgomot, nervi și incertitudine totală în ceea ce privește viitorul zonei unde locuiesc. Accident cumplit, un bărbat a fost strivit de o stâncă desprinsă de pe munte, iar un altul este grav rănit. Cei doi spărgeau piatra la o carieră neamenajată. Incidentul s-a petrecut în orașul Câmpeni. Cei doi bărbați, unul de 20 de ani și celălalt de 54 de ani, au fost surprinși de un bolovan greu de peste 2 tone. Cei doi voiau să ia piatra din cariera de pe marginea drumului pentru fundația unei case. Ar fi dată cu un ciocan ceva mai mare în stâncă și în momentul când o da, s-o fi ruptă piatra și o veni peste vibrații, de la ceva. A căzut piatra de acolo, cred că săpau, n-am înțeles prea bine că era în stare de șoc. Și a zis că a venit piatra pe unul chiar acolo, în locul ăla, la omorât și a intrat un pic în panică, am chemat ambulanța și... Bărbatul de 54 de ani a fost prins sub bolovan și a murit pe loc, iar cel tânăr a suferit răni foarte grave. A fost dus la spitalul din Târgu Mureș cu un elicopter SMURD. Am preluat un pacient după o traumă craniană gravă. Am înțeles că a fost protezat respirator deja într-o stare comatoasă și momentan este pe sedare și intubat. Polițiștii au deschis o anchetă pentru a lămuri cum s-a întâmplat tragedia. Au început lucrările de asfaltare pe drumul Arad-Felnac. Asta deși guvernul, care finanțează teoretic lucrările, întârzie să aloce banii. Consiliul Județean și-a asumat însă alocarea sumei, urmând să recupereze banii de la administrația centrală. În acest fel sunt șanse ca lucrarea să fie terminată mai repede decât termenul inițial. Bucurie mare pentru șoferii care circulă zilnic pe drumul Arad-Felnac. Lucrările de modernizare a acestui drum se desfășoară în forță. Disconfortul creat este însă floare la ureche pe lângă ceea ce au trebuit să îndure șoferii care au folosit acest drum în ultimii ani. Arad-Felnac este cunoscută ca una dintre cele mai degradate șosele din zonă. Oh, vai de capul lui, vai de capul lui, nu s-a putut uita să mai cum arată mașinile astea pe drumurile astea. Da. Și noi cu San Nicolau ne chinuim că numai de aici mergem, aici circulăm. Nu doar șoferii, ci și reprezentanții administrațiilor locale din zonă răsuflă ușurați odată cu începerea lucrărilor. Asta pentru că dezvoltarea economică este strâns legată de calitatea infrastructurii. Până acum, investitorii care au
dorit să vină la noi în comună ne-au ocolit, poate și din cauza drumului. Sperăm ca după efectuarea lucrărilor și finalizarea acestei investiții să avem în continuare investitori și să și rămână la noi în comună, pentru că numai așa putem să facem față greutăților financiare care ne-au lovit în ultima perioadă. Firma care execută lucrările speră că alocările financiare îi vor permite să lucreze fără întrerupere pe acest drum. Contractul este încheiat pe o perioadă de 3 ani, însă constructorul spune că ar putea termina lucrările mult mai repede. Până la sfârșitul anului putem ajunge până la capăt. Exceptând lucrările, accesele la proprietăți în teritoriul comunelor, știu, alte lucruri conexe nu, că acostamentele trebuie să le executăm pentru că drumul trebuie să fie bine structurat și legat de... Iar mai departe o să rămână lucrări colaterale, conexe, dar ca și drum propriu-zis, de să se circule pe el, poate fi terminat anul ăsta complet, până la kilometru zero. Totul depinde însă de finanțare, una care în acest moment pare la fel de complicată precum istoria recentă a acestui drum. Istoria acestui drum este una complicată și plină de peripeții, dacă putem spune așa. În 2010, drumul Arad-Felnac a fost preluat de guvernul de la București spre reabilitare. Asta pe vremea în care și la Arad și la București era aceeași putere politică. În 2011 acest drum a fost licitat, însă în 2012, odată cu schimbarea structurii politice de la București, finanțarea a fost întreruptă. Însă drumul a revenit înapoi la Consiliul Județean abia anul trecut. Anul acesta guvernul a inclus însă din nou acest drum în Programul Național de Dezvoltare Locală. Bani însă nu a dat, astfel că cei de la Consiliul Județean și-au asumat finanțarea urmând să recupereze banii de la guvern. Deocamdată lucrăm din fondurile proprii ale Consiliului Județean. Valoarea lucrării este 17 milioane de lei. În momentul de față ne pregătim să punem asfaltul pe primii kilometri de drum. Sperăm ca în continuare să primim finanțare pe ordonanța 28. Dacă nu, Consiliul Județean este pregătit să aloce în continuare bani din buget și totodată am apelat la un împrumut. În total, lucrarea presupune 17 km de drum care urmează să fie reabilitat. În acest moment se lucrează pe un tronson de 3,5 km. Astăzi au avut loc percheziții în 10 județe la persoane suspectate că au introdus ilegal în țară arme și muniție. Care sunt rezultatele? Aflați peste câteva minute. Acum să vedem cum stăm cu vremea. Bun găsit! De astăzi, instabilitatea atmosferică s-a accentuat semnificativ, începând din sudul și centrul țării, de unde au căzut primele averse însoțite de descărcări electrice și intensificări ale vântului cu aspect de vijelie. Este în vigoare și o atenționare meteo cu privire la aceste fenomene, care se vor intensifica din cursul serii. La noapte, cerul va fi variabil, cu unele înnorări, averse, descărcări electrice și intensificări de scurtă durată ale vântului, pe arii restrânse în zona de munte în sudul, în nord-estul țării și izolat în rest. Atât pentru un moment, în câteva minute revin cu alte detalii despre vreme. Mai mulți arădeni s-au ales cu dosare de cercetare penală după ce au fost prinși de polițiști fără acte pentru armele deținute. Poliția română a efectuat în această dimineață 10 de percheziții în București și în alte 10 județe, la persoane bănuite că ar fi introdus ilegal în țară arme și muniții letale și neletale. Pentru a-i depista pe cei care nu respectă legea cu privire la regimul armelor și munițiilor, polițiștii au demarat ample acțiuni de control. Au fost efectuate 37 de percheziții în București și în 10 județe la persoane bănuite că ar fi introdus ilegal în țară arme și muniții letale și neletale. A fost desfășurată o acțiune la nivel național, în cadrul căreia s-au efectuat verificări la deținătorii de arme și muniții de pe raza județului Arad. În urma acestei acțiuni au fost întocmite un număr de 7 dosare de cercetare penală, iar unui număr de 15 persoane le-a fost anulat dreptul de a deține, port și folosi arma. De asemenea, au fost indisponibilizate un număr de 16 arme, atât letale cât și neletale.
Conform unui comunicat emis de Inspectoratul General al Poliției Române, sub coordonarea Direcției Arme Explosiv și Substanțe Periculoase din cadrul Inspectoratului General al Poliției Române, polițiștii au efectuat 37 de percheziții domiciliare în București și în județele Argeș, Bacău, Brăila, Brașov, Constanța, Dâmbovița, Galați, Ialomița, Olt și Teleorman, la persoane bănuite de săvârșirea infracțiunilor de contrabandă calificată și nerespectarea regimului armelor și munițiilor. Din cercetări a reieșit că persoanele în cauză ar fi introdus ilegal în România arme și muniții letale și neletale provenite din diferite țări ale Uniunii Europene. Descoperire macabră la un canton CFR abandonat din zona gării Reșița Nord. Ne spune ce au găsit polițiștii care au fost chemați acolo, corespondentul nostru din Caraș-Severin, Vali Popovici. Bună seara, Vali! Bună seara! O descoperire într-adevăr macabră. Este vorba despre un bărbat de 45 de ani care aparent părea că ar sta la plajă. Adică era dezbrăcat de la brâu în sus, avea doar pantalonii pe el, era încălțat și era întins în lumina puternică a soarelui, fiindcă pe atunci era încă frumos la Reșița, dar din nefericire bărbatul era mort. El locuia împreună cu un amic al său, erau doi boschetari, să le spun așa în ghilimele, fără familie, unul din Moldova, celălalt de pe undeva de prin Ardeal, locuiau împreună de prin luna februarie anului trecut, erau consumatori de băuturi alcoolice. Aș putea spune că specialitatea casei era spiritul medicinal, care știm foarte bine că este foarte toxic, fiindcă este vorba de alcool metilic. Cert este că organismul acestuia nu a mai rezistat, era și astmatic, se pare, căldura a fost foarte mare și sănătatea lui a cedat. Medicii legiști ne vor spune despre ce este vorba, dacă este o moarte suspectă sau dacă este o moarte naturală în urma consumului de alcool și a bolilor pe care le suferea. Cert este că omul se pare că a zăcut mort acolo undeva la vreo 4-5 ore, timp cât colegul era mort de beat după ce consumaseră împreună lucrul de alcool medicinal, așa cum spuneam. Întâmplarea a fost, eu știu, aș putea zice, sinistră, fiindcă un șofer care trecea întâmplător pe acolo s-a trezit în față cu celălalt bărbat, disperat, care i-a ridicat mâinile în față și oprește, vino să vezi că prietenul meu e mort. Dai seama că nu e așa de ușor să-ți spună cineva acest lucru în față. Omul s-a dus acolo, a văzut despre ce este vorba, a sunat la 112, au venit medicii, nu s-a mai putut face nimic, a decesul se era undeva în urmă cu 4-5 ore. Medicii legiști au ridicat cadavrul, l-au transportat la morga Spitalului Județean de Urgență, urmând să se facă necropsia și să se stabilească exact cauza morții. Vali, mulțumim pentru intervenție. Continuăm monitorul cu alte știri. În plin scandal legat de prima amendă încasată în cadrul programului Radarul Pădurilor, 13 direcții silvice din țară sunt controlate de autorități. Reprezentanții ai Direcției de Investigare a Infracțiunilor de Criminalitate Organizată și Terorism au descins și la Direcția Silvică Maramureș, unde sunt verificate documentațiile care vizează licitațiile de masă lemnoasă din ultimii 3 ani. Polițiștii verifică modul în care Direcția Silvică Maramureș a organizat licitațiile pentru achiziția de masă lemnoasă în perioada 2013-2015. Oamenii legii au solicitat o serie de documente care vor fi ridicate spre a fi analizate. Astfel de controle se desfășoară și la alte 12 instituții similare din țară. Direcția Silvică Maramureș are parte de un control din partea IGPR-ului, împreună cu alte 12 direcții silvice din țară. Sunt niște controle de rutină făcute de către Inspectoratul General al Poliției Române. Lucrăm de 2 zile la oferirea tuturor datelor care sunt solicitate de către aceștia. Se verifică sistemul de contractare a masei lemnoase în perioada 2013-2014 și partea de început de anul 2015. Practic, verificarea legalității și transparenței actelor în ceea ce înseamnă licitațiile publice. Procurorii anticorupție au fost sesizați încă de luna trecută cu privire la săvârșirea a 52 de posibile fapte de natură penală în domeniul fondului forestier, proprietate publică a statului. Faptele ar fi fost săvârșite de angajați ai unor direcții silvice și Rom Silva. De ieri se lucrează într-una, toți colegii din Direcția Silvică lucrează la punerea la dispoziție a celor solicitate de dânsii.
În raport se precizează că în Maramureș s-au constatat nereguli cu privire la derularea unor contracte de vânzare-cumpărare pe termen lung a masei lemnoase. Oamenii legii spun că s-au făcut actele adiționale cu firme care nu au făcut dovada menținerii activității în domeniul prelucrării lemnului. Numărul persoanelor diagnosticate cu cancer de colon a crescut semnificativ în ultimii ani. În ciuda semnalelor de alarmă trase de medici, românii nu obișnuiesc să-și facă timp din timp să analize și merg la doctor abia după ce apar simptomele bolii. Drept este și faptul că țara noastră nu are programe de testare preventivă a populației și astfel prea puține cazuri sunt descoperite în stadii incipiente. Cancerul de colon poate fi tratat dacă este diagnosticat din timp, dar pentru asta pacienții trebuie să se testeze. În alte țări europene, statul alocă special fonduri pentru analize preventive și astfel întreaga populație de peste 50 de ani poate beneficia de programele de screening. Nu și în România, unde nu sunt bani pentru educarea populației în acest sens și nici pentru colonoscopii gratuite pentru persoanele predispuse bolii. Screening-ul este o metodă prin care, la nivelul unei populații sănătoase, se aplică o metodă de diagnostic, cum este această colonoscopie. Screening-ul cancerului colorectal nu există în România. Sperăm pe viitor să se poată implementa și este extrem de util. Medicii atrag atenția că orice schimbare sau disconfort trebuie luat în seamă pentru că poate reprezenta un simptom al afecțiunii. Atunci când apar dureri abdominale sau sângerări, este obligatorie prezentarea la specialist pentru colonoscopie. Așa a făcut și doamna din imagine, încă de la primele semne care au făcut-o să simtă că ceva nu merge bine. I-a cerut medicului să fie testată. Am dureri prin burtă, sunt balonate și doresc să facă colonoscopia. Este foarte necesar să se facă ca să fim liniștiți, să știm care e problema. Din păcate, puțini sunt cei care procedează așa. De obicei, pacienții se feresc de colonoscopii, fie din cauza reținerii sau a fricii, fie pentru că nu au niciun simptom. V-ați testat pentru cancerul de colon? Da, m-am testat. Și sănătos, apt. Nu. Plănuiți să faceți? Momentan nu. De ce? N-am bani. Nu. Plănuiți să faceți? Nu. De ce? Nu simt nevoia momental. N-are rost. Am o vârstă, am 65 de ani. Cu cancer, fără cancer, cât trăiesc și gata. Numărul persoanelor care suferă de cancer de colon crește de la an la an, tocmai pentru că pacienții nu se testează preventiv. Dacă este descoperită într-o fază incipientă, această afecțiune poate fi vindecată. Însă atunci când apar simptomele, de regulă boala este deja într-un stadiu avansat. Căldură mare în Baia Mare și niciun petic de umbră sau un bazin de stat în care să te recorești. Toți cei dornici de o îmbăiere în aer liber trebuie să-și ia gândul și în acest an de la ștrandul municipal și bazinul descoperit. Ambele rămân cu lacătul pe porți din lipsa fondurilor pentru investiții. În vreme ce dușurile sunt aceleași bare îndoite, iar bazinele pline de rugină, piscinele private sunt pline ochi de petrecăreți. În Baia Mare, ștrandul municipal a fost lăsat în paragină de ani buni, iar porțile bazinului descoperit au rămas ferecate pentru al treilea an consecutiv. Aici ar fi nevoie de reparații capitale, care necesită 1 milion de lei. Pornim de la structura de rezistență, înlocuirea în totalitate a sistemului de canalizare, deci absolut toate lucrările necesare până la racordarea la rețeaua cu apa orașului, inclusiv un sistem propriu de filtrare, tratare a apei. Deci tot ceea ce este necesar pentru funcționarea unui astfel de bazin. Necazul unora, bucuria altora. Dacă porțile bazinului descoperit rămân și în acest an ferecate, piscinele și spațiile de agrement din afara orașului rămân singurele variante unde băimărenii se pot răcori în această vară. Administratorii spațiilor private nu duc deloc lipsă de clienți, mulți veniți și din afara țării, ca urmare a nenumăratelor servicii oferite.
De altfel, oamenii declară cu mâna pe inimă că preferă spațiile private în locul celor de stat. Piscina exterioară este încălzită până la 34 de grade Celsius, la fel și cea interioară. Plus avem o salină adusă tocmai de la Pride, la piscina exterioară. În același timp avem un spațiu destul de generos pentru șezlonguri, pentru plajă. Iar piscina interioară este strâns legată de multe servicii wellness, cum ar fi saună umedă, saună uscată, jacuzzi, bazin cu apă sărată. Eu mi simt bine. Am venit cu soția din Italia pentru a petrece o vacanță de o lună în România. E frumos aici, e mai frumos decât la Roma. Excelență, este un loc unde ne putem relaxa și mai mult decât atât face un pic de mișcare, un pic de sport. Deci eu pentru asta sunt aici, să fac mișcare, să ridic tonusul. De ani buni, Baia Mare a rămas restant la capitolul ștranduri, iar autoritățile ridică neputincioase din numeri. Polițiștii locali băimăreni au fost urecheați pentru că nu își fac treaba. Oamenii legii au intrat în colimatorul autorităților care i-au avertizat să nu mai doarmă în timpul programului de lucru, nici să nu mai fie prinși duhnind alcool în timp ce își desfășoară activitatea. La o viitoare abatere își vor pune uniforma în cui. La 5 luni de activitate a poliției locale din Baia Mare, oamenii legii au fost amendați pentru modul în care își desfășoară activitatea. Municipalitatea este extrem de nemulțumită de prestația lor, cerându-le să fie atenți la detalii și să nu funcționeze cu jumătăți de măsură. Pentru unul sau doi nu vreau să sufere toți ceilalți și să vă generați o anumită imagine. Lucrul ăsta este valabil pentru întreaga poliție locală. Vreau să vă spun următorul lucru. Dacă din acest moment, pe vreun polițist local îl mai văd dormind, cum dormeau unii ieri pe baraj, dacă pe unul mai plin prin ceva bar dimineața, bând un ceai îmbunătățit, nu se mai procedează la a da nici sancționări verbale, nici alte lucruri, pur și simplu dispare. Dispare din acest corp al poliției locale. Au venit oameni tineri, eu cred că vor să-și bată ei joc de onoarea lor, pentru că alții fac altceva. Pas cu pas trebuie să generăm credibilitate pentru poliția locală. Sunt oameni foarte serioși, dar sunt și unii care vă bătează uniforma. Lucrul ăsta nu poate fi acceptat. În următoarele zile, polițiștii vor intra într-un program de recircuitare pentru a da șansa celor mai buni să fie acolo unde merită. Municipalitatea vrea să genereze credibilitate pentru poliția locală, astfel că cei care pătează uniforma vor fi dați afară. La această dată, la serviciu de ordine publică, undeva la 64 de oameni cu totul dispecerat. Per total, angajați la poliția locală, la această dată avem 110, dintr-un total de 136 de posturi. În primele 5 luni ale anului, polițiștii locale au răspuns la 39 de sesizări din partea băimărenilor. Amenzile aplicate se ridică la 27.000 de lei, cu 5.000 mai mult față de aceeași perioadă a anului trecut. Un nou succes pe plan sportiv pentru Universitatea Aurel Vlaicu din Arad. Asta pentru că o studentă a Facultății de Educație Fizică și Sport a obținut 2 medalii de argint la campionatele naționale universitare de caiac canoe. Rezultate de excepție pentru Facultatea de Educație Fizică și Sport din cadrul Universității Aurel Vlaicu din Arad. Numai puțin de 2 medalii de argint a obținut studenta Maria Clara Borda la campionatul național universitar de caiac canoe. Colegul nostru, Gabriel Marconi, este ca întotdeauna entuziast, este prezent și la fotbal, conduce, precum știți, cu succes echipa și a obținut lauri nu de mult. Acum, iată, vine cu noi rezultate.
este vorba despre o studentă pe care a consiliat-o, o studentă care a obținut locul 2, medalia de argint, ceea ce este extraordinar. Studenta noastră, Borta Clara Maria, a luat 2 medalii de argint la campionatul național universitar, unde a fost împreună cu domnul profesor Gabriel Marconi, care a fost îndrumătorul din partea Universității Aurel Vlaicu. Felicităm pe această cale Facultatea de Educație Fizică și Sport, care, iată, în ultima perioadă ne aduce doar medalii și cu acest lucru noi ne mândrim. Studenta Universității Aurel Vlaicu a concurat în probele caiac simplu pe distanțele de 200 de metri și 500 de metri. Recent am participat la Campionatul Național Universitar de Caiac Canoe. Am reușit să mă clasez de 2 ori pe locul 2 la proba de caiac simplu 200 de metri și 500 de metri. Aș vrea să mă pregătesc în continuare și la campionatul din anul următor ar vrea, dacă se poate, să ajung pe primul loc campioană, nu doar vicecampioană. Și eu consider că e un rezultat meritoriu fiind prima ediție și țin să-i mulțumesc pentru sprijin și doamnei rector Ramona Lile, inclusiv doamna președinte Lizica Mihuț. La finalul competiției s-au acordat diplome atât studentei Clara Maria Borda, cât și diplomă de excelență pentru implicare și dezvoltarea activității sportive la nivel universitar, lectorului universitar dr. Roberto Gabriel Marconi. Zeci de copii și alți curioși s-au adunat pe malul Crișului pentru a vedea realizarea impresionantă. De ziua mediului, Poliția Locală Oradea a construit, după proiectul unui student, o barcă din peturi pe care a lansat-o la apă. Inițiat de Poliția Locală, evenimentul Barca Verde Reciclăm pentru Natură a adunat pe malul Crișului câteva zeci de curioși. Pentru realizarea bărcii au fost necesare 5.000 de peturi. Proiectul Barca Verde Reciclăm pentru Natură a constat într-o campanie de informare a cetățenilor, atât la nivel național cât și internațional, pe site-ul UE, cu privire la scopul colectării și reciclării recipientelor din plastic de tip PET, dar și în colectarea efectivă a acestor peturi în vederea realizării unei embarcațiuni. În cadrul acestui proiect, Poliția Locală Oradea a implicat cadre didactice, copii preșcolari și școlari. Lăudabil că a fost făcută, deoarece este mult de muncă și vor să demonstreze până la urmă un lucru bun, reciclarea. Și vor să aducă Oradea în cadrul orașelor reciclatoare. Poliția a făcut-o împreună cu pompierii. Deci este un fapt lăudabil pentru că organizații de stat fac acest lucru. Organizatorii au mulțumit în primul rând bravilor consumatori de bere la PET, care prin activitatea lor zilnică și neobosită pe treptele ABC-urilor au asigurat suficientă materie primă pentru respectiva bărcuță. Barca Verde va rămâne pe malul Crișului repede, lângă podul Sovata Carol I, timp de o lună. O seară cu zeci de filme vizionate pare imposibil fără o formulă miraculoasă de comprimare a timpului. Și totuși se întâmplă la Arad, unde va avea loc a noua ediție românească a unui prestigios festival internațional de foarte scurt metraj. Vineri și sâmbătă, arădenii sunt invitați să urmărească proiecții ale unor filme premiate în străinătate și care concentrează în 3 minute idei și mesaje într-o formă originală. La sfârșitul acestei săptămâni, Biblioteca Județeană Alexandru Dexenopol organizează o nouă ediție a Festivalului Internațional de Foarte Scurt Metraj, Tre Curt. Este a noua ediție românească a unui festival internațional care se desfășoară pe 5 continente, în 30 de țări și în peste 100 de orașe, care pune în competiție în toate colțurile planetei filme de maxim 3 minute realizate de creatori confirmați sau de începători. Este deosebit pentru că filmele sunt foarte scurte, deci de 3 minute maxim, și temele sunt foarte diverse, foarte diferite și de aceea este foarte interesant. Chiar dacă un film poate nu, la un moment dat, nu este foarte atractiv pentru cineva, urmează un altul după 3 minute și se schimbă atmosfera. Festivalul dorește să creeze o punte între culturi și să democratizeze filmul. Mondial, simultan și poliglot, acesta permite regizorilor din întreaga lume să își pună în valoare creațiile, exprimându-se la egalitate într-un format foarte scurt, deci mai puțin costisitor și adaptat unei difuzări pe multiple suporturi, cum ar fi telefonul mobil, televiziunea, cinematograful sau site-urile de internet. Ficțiuni, animații, documentare, toate genurile sunt permise pentru a exprima idei interesante, uneori chiar șocante. Și această ediție va continua tradiția
celorlalte, adică există o selecție de filme internaționale selectate din o mulțime de câteva mii de filme din toată lumea, o selecție de filme românești realizate de artiști români, o selecție de filme care se numesc Parole de femme, adică sunt realizate de femei și despre femei, având o tematică deosebită, și filme pentru copii, o selecție numită familială, adică desene animate, filme care sunt plăcute pentru cei mici. Proiecțiile vor avea loc la Sala Concordia, Bibliotecii Județene Alexandru Dexenopol, vineri 12 iunie, începând cu ora 19 și sâmbătă 13 iunie, de la ora 18:30. Intrarea este liberă. Veste proastă pentru cei care călătoresc cu avionul. Dimensiunea bagajelor de mână ar putea fi redusă cu aproximativ 40%. Dacă acest lucru va deveni realitate, atunci milioane de călători vor fi nevoiți să își cumpere valize noi. Propunerea de modificare a mărimii bagajelor pe care pasagerii le pot lua cu ei la bordul avioanelor a fost făcută de IATA, asociația ce reprezintă majoritatea companiilor aeriene din lume. În prezent, standardul admis este de 56, 45 și 25 de centimetri, în timp ce noua variantă prevede o mărime de 55, 35, 20 de centimetri. Agenția precizează că propunerea urmărește ca fiecare pasager al unui avion cu cel puțin 120 de locuri să aibă șansa de a-și depozita bagajele de mână în spațiile de deasupra capului. Avem 30-40 de companii interesate, o parte dintre ele au anunțat deja că vor accepta aceste dimensiuni, inclusiv unele dintre cele mai mari companii din lume. S-a început deja producția valizelor de acest fel. Avem câteva mostre la agenția IATA din Miami, dar în magazine vor ajunge undeva spre sfârșitul anului. Cât de cald va fi mâine, aflăm acum de la Andreea Weiss. În Oltenia, vremea se menține caldă, izolat, călduroasă în sudul regiunii. Cerul va prezenta înorări accentuate după amiaza și seara. Pe arii restrânse vor fi averse și descărcări electrice, iar vântul va sufla slab la moderat, cu intensificări de scurtă durată. Temperaturile maxime vor fi cuprinse între 27 și 32 de grade. În Muntenia, cerul va fi variabil, cu înorări temporar accentuate după amiaza și la începutul nopții, când pe arii restrânse vor fi averse descărcări electrice și intensificări de scurtă durată ale vântului. Temperaturile maxime vor fi cuprinse între 26 și 33 de grade. În Dobrogea, cerul va fi temporar noros, pe arii restrânse vor fi averse, însoțite de descărcări electrice. Izolat, cantitățile pot fi mai însemnate și vor fi condiții de grindină. Vântul va sufla slab la moderat, cu intensificări trecătoare ziua. Temperaturile maxime vor fi cuprinse între 26 și 32 de grade. În Moldova, cerul va fi variabil, cu unele înorări după amiaza și seara, când local în nord și izolat în rest se vor semnala averse, descărcări electrice și izolat grindină. Vântul va sufla slab la moderat, cu unele intensificări în prima parte a intervalului. Temperaturile maxime, în ușoară scădere față de ziua precedentă, vor fi cuprinse între 26 și 32 de grade. În centrul țării, cerul va fi variabil, cu unele înorări temporare după amiaza și seara, când pe arii restrânse se vor semnala averse de ploaie, însoțite de descărcări electrice, intensificări trecătoare ale vântului și izolat de grindină. Temperaturile maxime se vor încadra între 26 și 31 de grade. În Maramureș, vremea va fi deosebit de caldă. Cerul va fi variabil, temporar noros după amiaza, când pe arii restrânse vor cădea ploi cu caracter de aversă, însoțite și de descărcări electrice. Vântul va sufla slab la moderat, astfel că temperaturile maxime vor fi cuprinse între 28 și 31 de grade. În vestul țării, cerul va fi temporar noros. Local se vor semnala averse și descărcări electrice. Izolat vor fi condiții de grindină, iar cantitățile de apă punctiform pot fi mai însemnate. Vântul va sufla slab la moderat, cu intensificări pe durata averselor. Temperaturile maxime vor fi cuprinse între 27 și 32 de grade. În câteva minute aflați care va fi situația vremii pentru următoarele zile.
Parlamentarii britanici susțin proiectul de organizare a unui referendum privind apartenența la Uniunea Europeană. Conservatorii și laburiștii au susținut proiectul de lege, în timp ce Partidul Național Scoțian s-a opus. Acesta va fi supus acum unei a doua lecturi și va fi examinat de o comisie parlamentară. Ministrul britanic de externe, Philip Hammond, a declarat că unei generații a fost negat dreptul de a-și exprima opinia cu privire la locul Marii Britanii în Europa, iar publicul trebuie să aibă acum ultimul cuvânt. Avem nevoie de o schimbare fundamentală în modul în care operează Uniunea Europeană. Acum este o Uniune care are în centrul său o zonă euro cu 19 membri, care își vor aprofunda integrarea, a declarat Hammond. Prin urmare, este nevoie de o recunoaștere explicită că cei care nu fac parte din acest nucleu nu trebuie să urmeze o uniune mai strânsă. Trebuie să existe o protecție explicită a intereselor celor care nu sunt membri ai zonei euro, în timp ce Uniunea Europeană merge mai departe, a adăugat el. Laburiștii s-au opus referendumului în timpul campaniei pentru alegerile generale, dar de atunci au schimbat opinia, declarând că nu se vor opune legii, deși vor încerca să obțină mai multe schimbări. Ministrul de extern al guvernului din umbră, Hilary Benn, a declarat că laburiștii vor face o campanie puternică pentru ca Marea Britanie să rămână membra Uniunii Europene, contrastând puternic cu ceea ce el a numit semnale confuze din partea guvernului. Fostul lider, Alex Salmond, a declarat că nimeni nu crede că David Cameron vrea să scoată Marea Britanie din Uniunea Europeană și a sugerat că proiectul a fost conceput astfel încât să calmeze parlamentarii conservatori. Această lege se bazează pe un nonsens și o contradicție, a adăugat el. Premierul propune organizarea acestui referendum cu o tactică politică și de aceea există atât de multă suspiciune, nu numai în rândul oponenților Europei, ci și a celor care sunt susținători ai acesteia, a continuat el. Rebelii sirieni au anunțat marți că au cucerit o bază importantă a armatei guvernamentale din apropiere de orașul Daraa, în sudul Siriei. Atacul ar marca un nou succes pentru rebelii moderați din cadrul frontului de sud, care primesc arme și susținere financiară din partea unor țări arabe. Frontul de sud al armatei siriene libere a reușit marți după amiaza să elibereze Liwa 52, adică Brigada 52, a anunțat prin telefon purtătorul de cuvânt al acestei alianțe armatei moderne, Isam al-Reis. Brigada 52 este cea mai mare bază militară din provincia Daraa, la granița Siriei cu Iordania, și este importantă pentru securizarea căilor de acces spre capitala Damasc. Guvernul de la Damasc nu a putut fi contactat pentru a confirma acest anunț. Atacul de marți ar marca un nou succes pentru rebelii moderați din cadrul frontului de sud, care primesc arme și susținere financiară din partea unor țări arabe. Siria se confruntă începând din martie 2011 cu revolte reprimate violent și cu un conflict militar între serviciile de securitate subordonate regimului Bashar al-Assad, forțele opoziției și grupări teroriste, inclusiv Organizația Sunită Stat Islamic. Potrivit Washington Post, bilanțul victimelor conflictului ajunge la aproximativ 220.000 de morți. Rămășițele a 44 de victime ale accidentului în care a fost implicat un avion al companiei Germanwings în martie au ajuns la Düsseldorf. Acolo urmau să fie predate familiilor pentru a fi înhumate. Lufthansa, compania mamă, a trimis sicriele cu un avion cargo marți noaptea din Marsilia. Copilotul Andreas Lubitz ar fi prăbușit intenționat avionul Airbus A320 în Alpii francezi în martie, provocând moartea 150 de persoane. 16 dintre victime erau de la școala gimnazială Joseph Kung din Haltern și se întorceau dintr-un schimb de experiență la Barcelona. Familiilor li se va permite să viziteze sicriele în interiorul hangarului din Düsseldorf, miercuri. Elmar Ghemula, avocat al unora dintre familiile victimelor, a declarat că sosirea lor le va oferi rudelor sentimentul că s-a încheiat. Familiile încearcă un sentiment de negare, nu pot și nu vor să realizeze că le-au murit copiii, a declarat Ghemula. Va fi dur când vor vedea sicriele, dar este necesar pentru că au nevoie de o încheiere, a adăugat el. Rămășițele celorlalte victime vor fi repatriate în săptămânile următoare. Pasagerii proveneau din 18 țări, inclusiv Australia, Argentina și Japonia, dar majoritatea erau din Spania sau Germania. Repatrierea unora dintre cadavre a fost întârziată din cauza unor erori privind certificatele de deces în Franța. Care va fi evoluția vremii în următoarele 3 zile? Aflăm acum din ultima rubrică meteo a monitorului.
Joi vremea va fi caldă, local călduroasă, în special în Câmpia de Vest și în Bărăgan. Cerul va fi variabil, cu norări temporar accentuate, averse, descărcări electrice și intensificări de scurtă durată ale vântului. În zonele montane și submontane, local în regiunile sudice și pe arii restrânse, în centrul și în estul țării. Vineri vremea va fi predominant frumoasă, dar călduroasă în orele amiezii, în zonele de câmpie și de podiș. Cerul va fi variabil și doar izolat după amiaza și seara. În zonele de munte vor fi averse, descărcări electrice și intensificări ale vântului. Temperaturile maxime vor fi cuprinse între 26 și 34 de grade. Sâmbătă vremea va fi în continuare călduroasă, pe arii restrânse caniculară în orele amiezii, îndeosebi în zonele de câmpie. Cerul va fi variabil, cu norări temporare după amiaza și seara, când pe arii restrânse în estul teritoriului, în zonele montane și izolat în rest, vor cădea averse însoțite și de descărcări electrice. La munte vremea va fi caldă și în general instabilă, cerul va fi temporar noros, local se vor semnala averse și descărcări electrice, izolat vor fi condiții de grindină, iar cantitățile de apă pot fi mai însemnate. Rubrica Meteo se încheie aici, sunt Andreea Weiss, vă doresc o seară frumoasă, la revedere! Descoperire științifică extrem de importantă. Astronomii au reușit să surprindă în premieră imagini care demonstrează existența unor structuri tubulare de plasme în straturile magnetosferei care înconjoară Pământul. De peste 60 de ani, oamenii de știință au speculat că aceste structuri există, însă reușind să le surprindem în imagini pentru prima dată, am furnizat dovezi vizuale că acestea chiar sunt acolo, a precizat Cleo Loi, de la Centrul Castro. Studentă a școlii de fizică din cadrul Universității din Sydney, Loi este principala autoare a acestei cercetări. Descoperirea acestor structuri este importantă deoarece ele cauzează distorsiuni nedorite ale semnalului, care ar putea afecta, spre exemplu, sistemele civile sau militare de navigație pe bază de sateliți. Prin urmare, trebuie să le înțelegem, a arătat tânăra. Regiunea spațială din jurul Terei, ocupată de câmpul său magnetic, regiune numită magnetosferă, conține plasmă creată ca urmare a ionizării atmosferei de către lumina Soarelui. Stratul interior al magnetosferei se numește ionosferă, iar deasupra sa este plasmosfera, centura de plasmă a Pământului. Aici se află o varietate de structuri cu forme ciudate, inclusiv tuburi de plasmă. Am măsurat poziția lor ca fiind la circa 600 de kilometri de pământ, în partea superioară a ionosferei și par a se continua în sus, în plasmosferă. Cam pe aici se termina atmosfera neutră și se face tranziția către plasma din spațiu, a explicat Loi. Folosind un telescop radio din deșertul australian, Loi a descoperit că poate cartografia regiuni ample ale cerului, iar cu ajutorul capabilităților rapide ale telescopului, poate crea un film, captând mișcările plasmei în timp real. În rubrica Sport aflați cum puteți fi prezenți la campionatul european de basket de la Timișoara, dar vă oferim și știri din atletism, rugby și motociclism. Cătălin Cazacu își continuă drumul către un nou titlu de campion în România Superbike după victoria obținută pe circuitul Slovakia Ring. Este cea de-a doua pentru motociclistul timișoran de la Typhoon Racing Team. Puternica competiție privată de motociclist viteză România Superbike a avut programată duminică cursa etape cu numărul 3 pe circuitul Slovakia Ring. Cursa a fost una de bun augur pentru timișoranul Cătălin Cazacu, care a obținut o nouă victorie și și-a mărit avantajul în fruntea clasamentului general la jumătatea campionatului. Pilotul de la Typhoon Racing Team a trecut primul linia de sosire cele 9 ture programate. L-au urmat în ordine pe podium Iosif Ureche și Varda Gal. Timișoranul are 70 de puncte în ierarhia generală după două victorii și un loc 2 în actualul sezon, înaintea etapei a patra de la Brno, 12 iulie. Clubul Universitatea Goldi și Cima Arad, în colaborare cu Federația Română de Basket, pun la dispoziție pentru 20 de suporteri arădeni transport și bilete gratuite la meciurile de la Timișoara ale echipei României la Eurobasket Women 2015. Grupa A a turneului final al campionatului european de basket feminin se desfășoară în sala Constantin Jute din Timișoara. Din grupa tricolorilor mai fac parte Franța, Muntenegru, Cehia și Ucraina. Plecarea fanelor se va face de la sala polivalentă din Arad la ora 19 în fiecare zi pe parcursul a 4 zile consecutive, începând de vineri 12 iunie.
Cei care se vor înscrie pentru transportul la Timișoara vor avea și acces gratuit la confruntări. Reprezentativa României va evolua de la ora 20:30 de minute pe parcursul meciurilor din prima fază a grupelor. O zi ne mai desparte de satul campionatul european de basket feminin, Timișoara fiind unul din orașele gazdă ale competiției. Toate echipele naționale grupei A sunt deja în Banat și pun la punct ultimele reglaje înaintea debutului Eurobasket 2015. Lucrările de la Sara Constantin Jude au fost finalizate la timp pentru a se permite adversarilor să iau un prim contact cu suprafața de joc. Vicecampioana mondială Franța a fost cea mai grăbită dintre adversarii României, naționala cocoșului intrând deja de luni pe parchetul revopsit. Ieri au ajuns la Timișoara și celelalte componente din grupa A preliminară, Muntenegru, Cehia și Ucraina, urmând de asemenea de a efectua primul antrenament în Constantin Jude. Peste o zi se va da statul la Eurobasket 2015, odată cu primele meciuri ale grupei. În 11 iunie sunt programate partidele Muntenegru, Cehia și Ucraina-Franța. România va intra în competiție în ziua a doua în compania Muntenegrului. Cu patru rugbiști al lui Timișoara Sara acest în teren, naționala Under-23 a României a pierdut amicalul disputat în compania selecționată England Counties 20-28. A fost o partidă în care au fost testați viitorii jucători naturalizați în naționala mare, inclusiv Paula Kinnikin-Rau. Liderul Superligii Naționale de Rugby a avut patru reprezentanți în disputa cu England Counties 25, ce a avut loc pe arena Arcul de Triumf. England Counties reprezintă o selecționată alcătuită din jucători din eșaloane inferioare ale Angliei, care s-au impus cu 28-20 după 7-10 la pauză. Punctele ticolorilor au fost marcate de Răzvan Ivișescu, eseu, Filip Lazar, două transformări și două penalități, plus un eseu de penalizare. Pentru oaspeți s-au marcat Wildmuth, Shepard, eseu și patru transformări, Hilton eseu și Barry eseu. Neozelandezul Paula Kinnikin-Rau a fost folosit în premieră la Naționala României, acesta urmând a fi naturalizat pentru prima reprezentativă. Centrul a fost avertizat cu un cartonaș galben în ultima parte a jocului. Colegii săi de club, Eugen Căpățână și Dorin Lazar, au început de asemenea ca titular meciul cu britanicii. Marian Gocea a intrat tren în partea secundă, în timp ce Eduard Cipariu a rămas pe banca de rezervă până la finalul partidei. Cinci locuri pe podium au adunat atleții timișoreni la prima etapă din campionatul național al seniorilor și juniorilor desfășurate pe arena Nicolae Dobrin din Pitești. Adelina Pasăr a reușit o dublă loc 2 în probele ei preferate, 400 de metri și 200 de metri. Timișoreanca a fost depășită de Bianca Răzor în ambele curse, deși a alergat bine 52,99 secunde, respectiv 24,22 secunde. Constantin Dumitrache și-a confirmat supremația în proba masculină de 110 metri garduri. Andrei Bărbuț a câștigat proba de 10.000 de metri, în fine, ultima medalie timișoreană a venit din proba de 400 de metri masculin. Adrian Drăgan a avut a doilea timp, un 48,37 secunde. La aceste campionate naționale au participat 251 de sportivi, reprezentând 73 de cluburi. Monitorul se încheie aici. Vă mulțumesc pentru atenție și vă invit să rămâneți cu Vest TV Regional. Eu vă spun acum la revedere!